Promovarea produselor obținute de afacerile verzi nu doar contribuie la un mediu mai curat, dar poate aduce și profituri considerabile, atât antreprenorilor cât și statului. Un proiect regional finanțat de UE și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu în țările parteneriatului estic este de 3 ani în plină desfășurare în Republica Moldova. Experiența unor state precum Franța, Germania, Italia și Marea Britanie a demonstrat eficiența unei asemenea abordări. De 10 ani, această companie reșapează anvelope uzate pentru transportul comercial. La început, reabilita lunar până la 100 de anvelope. În prezent, reșapează de 5 ori mai mult. Afacerea a fost extinsă datorită suportului din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenorială. Anvelopele noastre sunt cu aceleași caracteristici ca și anvelopele noi, cu aceeași durabilitate, cu aceeași siguranță, pudreta de cauciuc care noi o obținem, deci noi începem să producem pavaj din cauciuc. Deci acest utilaj, apropo, noi am procurat inclusiv prin ajutorul organizației ODIM. Fiecare anvelopă are cartela proprie. Noi dăm garanții pe 100.000 de kilometri. Pe parcursul unei zile, da, noi putem să scoatem anvelopa deja reșapată. În prezent, compania are 12 angajați. Lucram la încălțăminte, deci pentru mine nu a fost greu de trecut. Practic, aceeași încălțăminte pentru mașini. Deci, în privința salariului, deci este foarte bine. N-am nevoie să mă duc peste hotare să muncesc. Agenția Achiziții Publice promovează produsele obținute prin ecoinovare, astfel încât tot mai multe companii din țară să fie motivate să-și ecologizeze activitatea. Statul, procurând aceste bunuri, prin intermediul acestor instrumente, la rândul său va minimiza efectul negativ asupra mediului și statul va implementa economia verde. Un proiect regional finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de Ministerul Economiei și Ministerul Mediului vine să acorde asistență guvernelor parteneriatului estic, inclusiv Republicii Moldova, pentru a sprijini tranziția spre economia verde. Acele finanțe pe care le acordă Comisia Europeană țării vin ca să ajute instituțiile publice ca să poată avea suficientă expertiză, să poată să aibă instrumente necesare, să poată să îmbunătățească serviciile pe care le acordă IMM-urilor ca să se ecologizeze. Peste 800 de IMM-uri s-au autoevaluat și au primit consultanță, deci din ele 400 au trecut prin instruirile necesare. În cadrul proiectului pentru retehnologizarea proceselor, de granturi pentru ecologizare cu valori cuprinse între 200 și 500 de mii de lei din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenorială au beneficiat 80 de întreprinderi mici și mijlocii din țară. Proiectul a demarat în 2019 și se va desfășura până la sfârșitul anului viitor. Valoarea totală a acestuia este de peste 3 milioane de euro.